Salutare, avem aici sistemul de navigație pentru BMW E46, modelul TTI 4601. O să vă prezint câteva funcții ale acestui aparat. Momentan suntem pe DVD player. Acest buton se schimbă aplicație. Avem TV Tuner cu benzile PAL, SECAM, NTSC, Bluetooth incorporat. Acesta este meniul principal, radio FM AM. Funcție RDS. Se aude foarte bine. Luminile în bord sunt portocalii. Avem și setările principale. Legate de audio, video, setările generale. Setările legate de comenzile pe volan, dacă ele există, calibrare, revenire la setările din fabrică, setările legate de radio, de ei se închide sau se deschide RDS-ul, se alege și regiunea, are conexiune USB în față și în spate, conexiune iPod, conexiune SD card, e folosită pentru navigație. TV Tuner, navigație cu harta Full Europa, Bluetooth incorporat pentru a folosi și telefonul în mașină. Auxiliar se poate monta monitor extern și camera de mers înapoi, după cum vedeți. Ele nu sunt montate. Are și funcția dual zone. O să vă arăt imediat. Muzica cântă în timp ce se încarcă navigația. O să dăm și o... Aceasta este adresa firmei unde ne puteți găsi. O să dăm și o simulare. 20 de metri, ajungeți la destinație. Apare și sigla BMW de fiecare dată când se încarcă un DVD. Și la începutul deschiderii aparatului. Peste 300 de metri, ajungeți la destinație. Se vede funcția dual zone. Navigația rulează în paralel cu cealaltă aplicație, fie ea radio, TV sau DVD player. O aplicație foarte utilă. Vă ajută să știți ruta, chiar dacă vă uitați la un film sau invers. Când vă uitați la rută, să ascultați muzică, să vă delectați.